Bună ziua! Vă salută Tatiana! Vom continua partea a doua a ursulețului Peticel. Vom continua lucrând corpul acestuia. Prima parte a fost mai complicată, capul, unde am avut foarte mult de lucru. Pentru corp vom pleca în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Repet din nou, dumneavoastră veți folosi culorile de fire dorite. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondență primului picioruș, iar pentru rândul următor vom lucra în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, deci 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Continuăm cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom continua cu o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșit ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom continua cu o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Obținute cele 54 piciorușe scurte, vom continua lucrând 4 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Deci 4 rânduri. Lucrate cele 4 rânduri de 54 piciorușe scurte, continuăm lucrând 8 piciorușe scurte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Vom face o scădere. De acum începem scăderile. Deci o scădere. Continuăm cu 16 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 15, 16 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta încă o dată aceste 16 piciorușe scurte, urmate de o scădere. 16, o scădere și vom închide rândul cu 8 piciorușe scurte, obținând astfel un total de 51 piciorușe scurte. Deci aceste 8 piciorușe scurte sunt doar ele, nu trebuie să facem nicio scădere. Am 7 și cel de-al 8-lea. Pune firul despărțitor și continuăm lucrând 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 15. Voi face o scădere. Vom continua pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, 15 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 piciorușe scurte. Continuăm lucrând un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc, deci 48 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continuăm cu o scădere. Apoi lucrăm 14 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 13, 14, o scădere, deci avem 14 piciorușe scurte, o scădere, vom repeta din nou 14 piciorușe scurte urmate de o scădere. 14, deci din nou 14 piciorușe scurte, o scădere și vom închide rândul cu 7 piciorușe scurte, 1, 2, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea și astfel am obținut un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 42 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Am încheiat rândul de 45 de piciorușe scurte. 45. Acum voi lucra 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 13 piciorușe scurte, continuăm cu o scădere, vom repeta pentru un total de 3 ori pe 3 parcursul rândului această secvență, 13 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând din nou 13 piciorușe scurte. 1, 2,
3, 4, 13, deci avem 13 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom continua lucrând un picioruș scurt și un număr de 5 scăderi consecutive. Deci, vom avea o scădere, cea de-a doua, cea de-a treia, cea de-a patra, cea de-a cincea scădere, un picioruș scurt, o scădere și vom încheia rândul cu un număr de 14 piciorușe scurte, iar la sfârșitul acestui rând vom avea 36 piciorușe scurte, deci vom obține 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 36 piciorușe scurte, un singur rând. Pentru rândul următor vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte și ne vom reîntâlni două rânduri de 30 de piciorușe scurte. Continuăm cu 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două rânduri de 24 piciorușe scurte. Două rânduri de 24 piciorușe scurte. Ajuns la capătul celor două rânduri de 24 piciorușe scurte, am umplut corpul cu melană. Voi scurta firul, dar voi lăsa o bucată mai lung, pentru că va trebui să coasem corpul la căpușor și voi închide această parte a lucrării. În felul acesta. Deci, ce a fost mai greu acum a trecut. Vom continua lucrând mânuțele, lăbuțele superioare. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, din nou intră greu, iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci 4 rânduri.
Continuăm cu 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 scăderi. Prima scădere, cea de-a doua, vom continua cu următoarele 7 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 16 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 rânduri de câte 16 piciorușe scurte, deci 4 rânduri. Vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum vom face 2 scăderi consecutive. Prima scădere, cea de-a doua scădere și vom încheia rândul cu următoarele 5 piciorușe scurte. Astfel vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. 2, 3, 4, cel de-al cincilea, iar în continuare vom lucra 6 rânduri de 14 piciorușe scurte. Deci 6 rânduri. În continuare vom face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, 2 scăderi consecutive. Prima și cea de-a doua scădere, vom încheia rândul cu 3 piciorușe scurte și am obținut astfel un număr de 12 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 4 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Deci 4 rânduri. Ajunse la capătul acestor rânduri, voi face 6 scăderi consecutive. Am umplut mânuța cu melană, după cum puteți vedea, și avem prima scădere, cea de-a doua, cea de-a treia, cea de-a patra scădere, cea de-a cincea, iar acum suntem la cea de-a șasea scădere și ultima. Deci aici vom încheia, doar că nu reușesc să prind bine, așa, voi prinde în felul acesta. Vom lăsa o bucată de fir mai lung pentru a avea cu ce să coasem și închidem și această parte a lucrării. În acest mod voi închide și eu cel de-al doilea tutorial. Bineînțeles, vom face 2 mânuțe. Eu între timp am făcut-o și pe cea de-a doua. Ne vom reîntâlni cu părțile următoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Dacă vă place ceea ce am lucrat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, să distribuiți dacă doriți. Iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!